Datoria profesorului este să creeze acel context pe care copilul să-l înțeleagă. Deși se spune, mai ales în contextul pandemic, că elevii sunt din ce în ce mai demotivați, eu consider că este datoria profesorului, a cadrului didactic, să îi motiveze pe copii. Elevii țin cont de două lucruri în momentul în care au nevoie de motivație. Este foarte important, este foarte relevantă încrederea și curiozitatea pentru ei. Am sesizat că dacă le ofer spațiu necesar tinerilor să se exprime, să-și pună punctele de vedere, să greșească, chiar dacă până atunci se temeau de greșeală, s-ar putea să aibă și mai multă încredere în ei. Copiii, dacă devin curioși sau dacă au oportunitatea de a interacționa cu diferite lucruri ce se întâmplă în afara sferelor lor de influență, s-ar putea să învețe mult mai rapid și mult mai mult.